m-a căutat să-mi propună să vedem împreună o primă variantă, una dintre primele variante de montaj ale filmului Orizont. Eram foarte curios să văd ce a ieșit. Știam așa câteva lucruri din povestirile lui și surpriza a fost extrem de plăcută să să văd un film unde partea muzicală care încă nu exista, nu fusese scrisă și a avut și puterea să nu folosească așa numitele temp scores, adică muzici provizorii care să te ajute în montaj, să-ți dai seama de ritmul montajului, de atmosfera pe care ar avea o film cu o anumită muzică, și spun că din fericire nu a folosit asta, că chiar dacă la montaj ți se pare că e de ajutor, de fapt, fiind o muzică pe care nu o vei folosi, nu ți e de ajutor și uh, poate să creeze mai, mai multe probleme decât să aducă beneficii. Închid paranteza, uh, deci chiar dacă la respectiva variantă de montaj uh, nu exista muzică, filmul... Se vedea că a fost gândit ca muzica să aibă un rol important și cum să zic că asta a făcut ca de la o primă vizionare să mi se pare că e un film extrem de ofertant pentru partea de muzică. Sigur nu numai dar în ceea ce mă privea pe mine. Um... Lucrurile au mers bine, și uh, propunerile, chiar de la primele propuneri muzicale pe care le-am făcut lui Marian, uh, ne-am dat seama că rezonăm foarte, foarte bine și foarte îndeaproape, ceea ce e obligatoriu în relația dintre cel care face muzica și regizor. Um, țin minte că. Iar asta e un lucru care e de mult ajutor atunci când inventezi muzica unui film, și anume să, să simți foarte bine ceea ce se întâmplă dincolo de ce se vede. Pentru că, până la urmă, muzica asta aduce o dimensiune în plus față de ceea ce vedem. Iar în discuțiile cu Marian care erau de fiecare dată foarte lungi și detaliate îmi povestea foarte mult ceea ce se întâmplă cu personajele din film, cu situațiile din film, dar ceea ce nu se vede pe ecran. Adică ce e în mintea personajelor, ce a făcut ca o, o secvență să fie așa și nu altfel. Lucru care, din punctul meu de vedere, a fost extrem, extrem de important pentru că îmi dădea foarte multe detalii pe care puteam eu să le folosesc să-mi dau seama în ce direcție mergem.